că nu acum, în sâmbătă aceasta, l-a înviat pe Lazar, ci altă dată. Deci învierea lui Lazar nu a fost în sâmbătă aceasta, chiar dacă îi spunem sâmbătă lui Lazar, dar nu sâmbătă aceasta, sâmbătă aceasta, deja l-a primit în casă. Despre care era dumnezeanie și chemându-l, zicându-i se Simon leprosul, bănuim, nu am certificat, dar este posibil a Hristos să-l fi vindecat și pe el de lepră, nu numai pe cei 10. Despre Duhul Sfânt, dar asta nu este un sens. Pentru că Duhul Sfânt este acela care a adunat pe toți din jurul Ierusalimului. Veniți la Paștul Paștilor Iudaice, are un Duhul Sfânt, i-a dăruit și a dus să-L întâmpine pe Hristos cu hramul de Hristos. Știți, fraților, nu trebuie să punem mai jos decât cealaltă, pe nici una din cele trei persoane a Sfintei Trei Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iată deci, la lucrarea aceasta, care va urma de la întâlnirea aceasta a Domnului, Duhul Sfânt și Tatăl vor fi lângă mine. Așa cum în chip văzut a fost cei doi de mari, așa cum în chip de văzut Tatăl și Duhul Sfânt a fost alături de Hristos în starea de jertfă care a fost. Thank you.
via de bucurie, striga osana cu cei de sus, din ești cuvântat cel de bine din Dumnezeu. Dar să fim cu El.